Salutare tuturor și bine ați venit la un episod. Numele meu este Tony și astăzi vom face printre ultimele Q&A-uri de pe canal. Am pus polul ăsta pe Instagram ca să îmi lăsați voi acolo întrebările voastre, curiozitățile voastre despre fitness și despre antrenamente în general, calistenice și inele și absolut orice altceva ați vrut voi să știți, mai ales de mâncare, ce suplimente iau eu, recuperarea mea și multe alte lucruri. Haideți să nu mai lungim acest videoclip și să începem cu prima întrebare, care este cam așa. Ce suplimente iei în perioada asta pentru recuperare? În perioada asta, de obicei, țin proteina destul de ridicată, proteină folosesc, creatină, să zicem că mă ajută la forță, nu la recuperare. În rest, iau antiinflamatoare și iau ginkgo biloba pentru că ajută destul de mult la recuperare, cel puțin am observat eu pe mine. Cam asta folosesc eu pentru recuperare. La momentul actual nu e nimic special decât ceea ce știi standard, mănânc mai multe calorii și cam așa funcționează totul. Următorul concurs, obiectivul de moment. Următorul concurs, m-aș gândi să mă duc la naționale în iunie care vin acum. Nu știu sigur dacă voi face acest lucru, dar ar fi teoretic naționalele, dar nu știu sigur dacă voi merge. Cardio în timp de bulking, fac puțin cardio și la mine cardio înseamnă mers, adică nu fac niciodată, nici atunci când mă definesc, nu alerg. Și așa mi se pare mie că este cel mai bine, lis. Prefer absolut mereu cardio lis în loc de cel mai intens. Ți afectează sănătatea suplimentele pe termen lung? Nu, absolut deloc. Care crezi că sunt cele mai importante exerciții de calisthenics pentru a evolua cât mai repede? Da, vă recomand să începeți cu basic-urile, o țineți cu basic-urile și după să începeți cu exerciții mai avansate, pentru că aveți nevoie de bază. Dacă nu aveți baza și săriți în elemente, cum fac anumiți băieți, o să vă accidentați destul de repede. Efecte secundare creatină. Dacă ești predispus la căderea părului, poți să accelerezi acest lucru dacă e creatină. Care este numărul de kilograme maxim cu care ai făcut o tracțiune? 45 de kilograme. Tracțiune cu 45 de kilograme. Ce goluri ai cu skillurile și elementele din calisthenics? Vreau să fac cel puțin planche pe inele, adică malteză, și un Victorian. Astea sunt golurile mele momentan. Mi se pare ouăle o sursă bună de vitamine. Da, mi se pare o sursă foarte bună de vitamine, în contradicție cu ceea ce spun foarte, foarte mulți vegani și vegetarieni. Eu recomand ouăle pentru că sunt o proteină foarte, foarte sănătoasă, după părerea mea. Sunt pline de vitamine, au toate vitaminele în afară de vitamina C și au și colesterol bun, nu rău. Depinde acum și ce ouă, dacă le cumpărați pe cele din comerț, să zic așa, dar alea pot fi mai rele pentru că sunt cu omega 6, dacă nu mă înșel, mai inflamatoare decât cele de țară. Proteinele se consumă înainte de antrenament, în timpul lui sau după? Proteinele se consumă absolut atunci când ai nevoie. Poți să iei și în timpul și după și înainte. Trebuie să ai la sfârșitul zilei numărul de proteine pe care trebuie să-l ai. Da, eu prefer să am o masă de proteină după antrenament, clar, am un baton proteic și prefer să am și un shake proteic înainte de antrenament cu o oră jumătate, cam așa, și cu carbohidrații. Nu grăsim. Când o să mai particip la concursuri și ce concursuri? Vreau pe viitor să concurez la concursuri de men's în afară, Germania, Anglia și țări din astea mai știute. Caveaua și zahărul afectează creșterea în masă și forță? Dacă da, în ce procent? Cafeina nu afectează absolut deloc creșterea masă musculară, ba chiar poate să o accentueze atunci când ai nevoie de ea pentru energie, mai ales ca pre-workout sau pentru că efectiv te antrenezi mai intens, ajută antrenamentului. Zahărul, pe de altă parte, depinde și când îl folosești. După antrenament este ok, dacă ai o limită în general la zahăr și nu mănânci foarte, foarte mult, nu o să ai probleme absolut deloc, dar dacă depășești, nu știu, 80-90 de grame pe zi de zahăr, care este sincer destul de ușor să faci acest lucru, da, poate să devină nesănătos în sensul că îți poate mări nivelul de estrogen din corp pe care îl ai, ceea ce într-adevăr ar putea să încetinească creșterea masă musculară, ba chiar să o afecteze în sinea ei. De ce ai ales calisthenics și nu sală? Păi am ales calisthenics în primul rând pentru că nu am avut bani de sală și a trebuit să improvizez ca să pot să mă antrenez, pentru că altfel ar fi însemnat să nu fac nimic și e mult mai bine să faci ceva mic decât să nu faci absolut nimic. Dar acum, dacă mă întrebați chestia asta, este cea mai bună decizie pe care am luat-o în viața mea, pentru că calisthenics efectiv îmi place mie mult mai mult decât sala. Mi se pare că sala e plictisitoare dacă nu bagi doape, să zic așa. Nu înregistrezi vărule. Mă, cum era să nu filmezi gen? Cum reușești să fii atât de definit și încă să ai energie? Ține mare parte de genetic, nu toți oamenii au energie atunci când sunt definiți, trebuie să găsești body fat-ul la care tu te simți sănătos și te simți normal,
așa că vă recomand, dacă sunteți pe definire și nu aveți energie, să luați pre-workout. Cât timp ți-a luat să te recuperezi după tendinită? Păi nu m-am recuperat încă după câte luni am, ești nebun? Am aproape 9 luni de când sunt accidentat și nu m-am vindecat încă, dar sunt mult mai bine decât am fost la început, pentru că am oprit exercițiile care agravau ce te ține în permanență motivat. Nu am nevoie de motivație pentru că efectiv îmi place mult prea mult chestia asta. Asta e pasiunea mea. Nu ai nevoie de motivație ca să faci ceva ce îți place. Ce pre-workout folosești și care crezi că e cel mai bun? Păi nu știu cum să vă zic eu vouă, dar eu sunt foarte sensibil la orice fel de pre-workout și dacă am luat jumate de cupă de Fury, începe să mă unce pielea pe aici, pe aici, pe aici, îmi dă energie de aia de om nebun. Sunt foarte sensibil la cafeină și la beta-alanină, dar la momentul actual folosesc Whisper când am nevoie, care este fără cafeină, pentru că dacă iau pre-workout cum iau băieții, e mult prea multă energie și chiar îmi dă down-ul, adică e mult prea mult pentru mine. Câtă proteină poți consuma pe zi? Pudră. Oricât ai nevoie, atâta timp cât ajungi la numărul de proteine pe care trebuie să-l ai în ziua respectivă, poți să consumi și 5-6 cupe. Nu sunt genul ăla de om că, păi nene, că nu, că sunt suplimente și că ar trebui să suplimentezi. Până la urmă, whey-ul e zer din lapte și e și mâncare. În sinea ei e mâncare, deci nu fac comparații și nu măsor proteina. Am în zilele de definire de vară 6 cupe de proteină pe zi, câteodată. Ce te pasionează? Sportul, calisthenics în general, și profesia și viața la care visez este să trăiesc din calisthenics, să mă pot bucura de frumusețea sportului acestuia. Cât ai în braț? 28 la cal. Zi-mi, te rog, cu ce combin proteina cu banane, că nu-mi place. Îți recomand să combin cu banane. Nu știu, chiar nu știu. Când ai mâncat ultima dată chipsuri și... Mamă, n-am mai mâncat de mult fast food și chiar aș vrea să mănânc fast food. Adică o shawarma, pentru că n-am poftă din astea cu Mac, cu KFC, mie nu astea nu prea-mi plac. Așa că da, shawarma e. Eu sunt fan shawarma și rare ori pizza, dar ultima dată am mâncat pizza. Acum o săptămână, dacă mă înșel. Atâta timp cât sunt în calorii, nu mă interesează ce mănânc. Să mănânc, nu știu, 70-80% în fiecare zi sănătos. Cam atât a fost și vlogul de astăzi. Q&A-ul ăsta nu a fost destul de lung. Dacă v-a plăcut și mai vreți videoclipuri de genul, pot să mai fac, dar nu foarte multe. Lăsați în comentarii acest lucru. Sper că v-am răspuns la întrebări, pentru că au fost foarte multe și nu pot să răspund chiar la toate întrebările. Așa că dacă v-am ignorat întrebarea, o să o iau data viitoare la Q&A. Până data viitoare, eu v-am lăsat, numele meu a fost Tony Sight. Nu uitați să apăsați butonul acela de like, să folosiți codul TONY12 pe Genius Nutrition dacă vreți să vă cumpărați cele mai frumoase suplimente, cele mai de top suplimente și cele mai frumoase haine de pe Genesis, să folosiți codul TONY10 pentru reducere. Eu v-am lăsat, Calisthenics Power, pa, pa!